Deși românii s-au luptat cu dârzenie pe toate fronturile, în ciuda adversității, trupele austro-germane reușesc să lovească în punctul slab, pe Valea Jiului. Într-un soi de război fulger timpuriu, toată Oltenia este capturată, iar statul major român este nevoit să se plieze pe situație. Sunt imperator și astăzi vă duc mai departe pe frontul românesc pentru bătălia de pe Argeș-Neajlov, cunoscută drept Bătălia pentru București sau chiar Bătălia Munteniei. Grupul de armată Kühne capturase Oltenia, iar acum aliniamentul era evident pe Olt. Statul major român a avut planul să fortifice linia Oltului, dar râul fusese trecut deja de nemți. Grupul Kraft atacase prin trecătoarea Turnul Roșu, simultan cu ofensiva de pe Jiu, capturând Râmnicu Vâlcea, iar acum, trecând Oltul, se apropia foarte periculos de Curtea de Argeș, un oraș cu o deosebită valoare sentimentală pentru români. De asemenea, grupul Morgan se pregătea să atace, iar grupul Koch, format din corpurile de armată ale generalului von Mackensen, amenințau sudul. Acum, trupele austro-germane formau o veritabilă semilună cu ținta spre București. Von Mackensen devine comandantul suprem al armatelor din Muntenia, în timp ce Erich von Falkenhayn rămâne comandantul armatei a noua pentru a centraliza conducerea. Generalii români aveau o decizie imposibilă de luat: să abandoneze Muntenia pentru a se pregăti în sudul Moldovei, scurtând semnificativ frontul și salvând resurse, sau să apere Bucureștiul, lansând o eventuală contraofensivă. Ultima variantă a fost aprobată și a avut susținerea generalului francez Henri Berthelot, care conducea o misiune militară franceză în România. Totuși, trupele puterilor centrale aveau un dezavantaj crucial. Între diversele grupuri existau spații deosebit de mari care puteau fi exploatate. Grupul de la Zimnicea era cel mai vulnerabil, iar generalii români doreau să aplice înfrângerea în detaliu. Mai întâi aveau să se ocupe de acest grup, ca mai apoi să le distrugă și pe celelalte. Constantin Prezan a fost numit în comanda acestui grup de operațiuni format din Armata I, comandată de generalul Dumitru Stratilescu, grupul apărării Dunării al generalului Constantin Iancovescu, divizia a 21-a de infanterie a lui Dimitrie Lambru, divizia 9-19 infanterie și 2-5 infanterie. Ideea era ca Armata I, sau ce a mai rămas din ea după cele întâmplate în Oltenia, să reziste în fața grupului Kraft și să prevină o avansare asupra Curții de Argeș. Grupul apărării Dunării avea să țină în loc grupul Koch atât cât trebuia, iar diviziile 2-5, 9-19 și 21 infanterie aveau să execute o manevră de învăluire, în timp ce grupul apărării Dunării avea să țină linia pe râurile Neajlov și Argeș, împotriva grupului Koch vizat. Operațiunea începe de ziua Sfântului Andrei, 30 noiembrie, pe stil nou, și planul are un veritabil câștig de cauză. Diviziile 2-5 și 9-19 avansează în liniște și rapid atacă flancul formației inamice, unde se afla cea mai bună divizie inamică, a 217-a de infanterie germană. Divizia a 21-a de infanterie română însă nu respectă ordinul de a lovi în spatele formației inamice, însă atacă frontal, încă o greșeală fatală. Divizia cu numărul 21, depășită numeric și fără elementul surprizei, este copleșită de nemți, iar planul este compromis. Fără niciun fel de problemă după aceea, divizia inamică ocupă rapid punctele de trecere peste Neajlov, dând încă o lovitură strategică armatei române, dar în zilele următoare
vine regimentul cu numărul 40 de infanterie călugăreni. Aceștia atacă în plină forță și, neașteptându-se la un asemenea atac fulgerător, divizia a 217-a germană se afla într-un pericol deosebit de grav. Regimentul românesc capturează în atac mulți prizonieri și armament și se părea că planul armatei române avea să dea roade. Mackensen și Falkenhayn, neștiind ce se petrecea. Însă situația avea să se schimbe. Doi ofițeri, Epure și Barcan, duceau un ordin de operații de la generalul Prezan. Dar o unitate bavareză întâmplător se întâlnește cu ei, iar nemții îi capturează. Inamicii caută prin automobil și în documente găsesc tot planul operațiunii. Cât de tare s-au bucurat nemții! Planul românesc ajunge la urechile lui von Mackensen, care îi transmite totul și lui von Falkenhayn, chit că era o mare rivalitate între ei, pentru a alcătui planul de spargere a frontului. Unitățile din grupul Kühne aveau să joace rolul decisiv. A 109-a și a 11-a de infanterie germană, la divizii mă refer, aveau rolul de a avansa spre Clejani pentru a izola diviziile române care aveau să lovească din nou în flanc, iar a 41-a avea să atace flancul armatei întâi române. Dezastru absolut! Pe 2 decembrie, 2-5, 9-19 și 21, la divizii mă refer evident, aveau din nou să atace divizia a 217-a germană, dar singure nu puteau să facă asta. Singura lor speranță era ca aliații ruși să atace și ei pentru a mai scoate niște trupe bulgare din luptă, dar rușii nici nu s-au chinuit să atace. Când grupul de manevre se trezi cu unitățile din grupul Kühne pe flanc și pe la spate însă, moralul căzu rapid și acum românii se gândeau serios la retragere pentru a nu fi anihilați. În data de 3 decembrie, când toată lumea credea că nu se putea mai rău, divizia 2-5 a fost atacată de 4 unități inamice simultan și văzând că victoria era doar o posibilitate fantastică, se retrage, folosindu-se și de ajutorul diviziei 9-19 pentru a se acoperi. Moralul României deveni abisal din cauza acestor înfrângeri categorice și din cauza înfrângerilor din Dobrogea. Grupul românesc dinspre nord, de asemenea, nu reușește să oprească avansarea grupului Kraft și Curtea de Argeș este pierdută, iar grupul de la Câmpul Lung, deși până acum ținea eroic linia, este nevoit să se retragă conform ordinelor venite de sus. Până în data de 3 decembrie, când bătălia de pe Argeș-Neajlov era încheiată, noua linie de apărare era la Târgoviște. Dacă vă mai amintiți, de acum multe săptămâni exista în planul inițial al armatei române și un grup de pe Cernă. Și acum i-am amintit și eu de el. Atunci când sectorul de pe Jiu a fost spart, acel grup știa că exista un mic mare pericol de a fi înconjurat. Dar nimeni nu știa cât de dezastroasă avea să devină situația. Colonelul Scarlat Demetriade încearcă să își reorganizeze trupele slăbite pentru a lupta cu eficiență mai mare. La începutul lunii noiembrie, Demetriade avea doar 9 batalioane, 4 baterii de artilerie și un escadron de cavalerie. Tot în acea zonă se afla un grup de apărare a Dunării format din 4 batalioane, 8 baterii și un escadron. În acea regiune mai era și detașamentul Tăutu cu 3 batalioane și o baterie, însă forțele prinse în spatele liniei inamice erau formate din 16 batalioane, 13 baterii și 2 escadroane. În data de 17 noiembrie, când s-a prezentat toată situația oltenească, toată lumea a fost de acord cu retragerea trupelor. Însă când generalul Berthelot a auzit și de retragerea grupului Cernei, a explodat de furie. A cerut ca grupul Cernei să fie oarecum un grup de sacrificiu și să își țină pozițiile până la ultimul om.
într-un fel avea dreptate. Situația oricum era dezavantajoasă din cauza pătrunderii prin defileul Jiului, dar dacă inamicul pătrundea și pe la Drobeta turnul Severin, totul ar fi fost pierdut. Mai ales că Drobeta turnul Severin era pe atunci un mare nod feroviar. De asemenea, se ordonă ca în caz de capturare, prima dată să fie aruncate bateriile de artilerie în Dunăre pentru a nu le da nemților armament. Acum fie vorba între noi, de ce ar fi vrut nemții armamentul nostru când al lor era oricum mai bun? Dar o lăsăm așa. În același timp, detașamentul Tăutu primește ordinele să-i hărțuiască pe nemți după posibilitățile lor. Mai știți de acum două episoade acel grup de la Baia de Aramă care a încercat într-un fel să ajungă în spatele liniilor germane? Exact, este detașamentul Tăutu. Când a ajuns pe la Pestișani, a fost atacat brutal de către nemți și în ciuda respingerii eroice a atacului, colonelul Tăutu a analizat situația. Își dă seama că se afla cu mult în spatele liniilor inamice și nu avea cum să mai lovească în spate. Așa că, dezamăgit, ordonă o retragere rapidă. Pe 21 noiembrie se afla la Severinești, atacând o unitate inamică, apoi trece prin Malovăț, la câțiva kilometri de Drobeta turnul Severin și face contactul cu grupul Cernei. Demetriade are o decizie imposibilă de luat și, indiferent de aceasta, avea să intre în contradicție cu măcar o parte din ofițerii săi. Ori stătea să apere cu riscul de a fi încolțit, ori se retrăgea spre est, încălcând ordinele superiorilor sau să atace Târgu Jiu cu speranța de a întoarce soarta bătăliei. A ales ultima variantă și în data de 24 noiembrie lansează tentativa de atac. Însă mica garnizoană respinge atacul românilor, iar Demetriade dă ordinul final de retragere spre Olt, neștiind detaliile despre soarta luptei adevărate. Oricum era adânc în teritoriu inamic. Era urmărit continuu și abia la Ocolna se întâlnește cu detașamentul Dunării, care intră în grupul Cerna. În sfârșit, după un marș lung și zile întregi de hărțuire, grupul Cernei ajunge pe malul Oltului. Însă râul nu putea fi trecut din cauza condițiilor meteorologice. În data de 6 septembrie, trupele încep să se predea, însă regimentul cu numărul 27 din Brigada 1 rezistă la Tia Mare. Însă când muniția se termină, totul era pierdut. Nu mai aveau de ales. Tunurile au fost distruse alături de mașini, soldații și-au rupt armele, iar steagurile, după ce au fost omagiate de soldați, au fost arse pentru a preveni rușinea capturării. Abia după aceea s-au predat. După asta a început rușinea prizonieratului și în acea zi grupul Cerna a încetat să mai existe. Tot în acea zi, de 6 decembrie, după alte zile de rezistență pe aliniamentul de la Târgoviște, comandamentul central nu mai putea ține linia și hotărăște să retragă toată armata spre Moldova și să abandoneze Bucureștiul. După zile de rezistență, armatele române se retrag în Moldova, unde se mai aflau efective ruse și mai ales divizia de fier care ținuse Oituzul cu dârzenie. În data de 6 decembrie, armatele puterilor centrale intră în București și ocupă capitala țării, un deznodământ groaznic pentru țara noastră, însă dacă armata română avea parte de o înfrângere militară, puterile centrale aveau parte de o înfrângere tactică, deoarece prin capturarea capitalei nu au distrus pofta de luptă a românilor. Tot guvernul se mută la Iași, noua capitală, și de acolo se pregătea eroica defensivă a Moldovei împotriva invadatorilor. Campania dislocă 750.000 de soldați austro-germani, soldați care puteau fi folosiți pe frontul de vest, de exemplu. Deci campania împotriva României a fost într-o mică mare măsură un hazard tactic pentru Germania și pentru Austro-Ungaria. Mai departe cu frontul, fiindcă nu am terminat chiar. După predarea capitalei, trupele tot se grăbeau spre noul aliniament, Râmnicu Sărat Viziru, însă câteva unități întotdeauna rămâneau în urmă, încercuite de inamici.
Mulți ofițeri au fost capturați în acest proces de retragere, ca de pildă generalul Costescu, iar lângă Câmpina, divizia 4-a de infanterie română a fost încercuită și capturată. Ca să fie situația și mai rea, deși rușii acum pe noua poziție de la Râmnicu Sărat luptau ca lei alături de români, nemții puneau acum presiune pe un front semnificativ mai scurt și încet, dar sigur, încă o retragere a fost ordonată la 27 decembrie, finală, astfel încât să se ajungă la ultima redută, linia Siretului Inferior. În data de 10 ianuarie 1917, von Falkenhayn ordonă oprirea ofensivei, fiindcă ambele părți aveau nevoie de odihnă. Acum dispoziția de trupe la noua graniță a României era asta. Armata noua rusă de la Vatra Dornei până la Valea Slănicului, de la Valea Slănicului până la Irești, era pusă armata a doua română a lui Alexandru Averescu și de acolo până la sud de Galați se aflau armatele a 4-a și a 6-a ruse, adică per total 32 de divizii și jumătate, dintre care 26 erau rusești și 6,5 române. Coloane întregi de refugiați ajungeau în Moldova într-un spectacol jalnic de nedescris. Pe partea cealaltă se aflau 42 de divizii inamice, 15 germane, 19 austro-ungare, 5 bulgărești și chiar 3 otomane. Austro-Ungaria, fiind un imperiu multinațional și multietnic, inevitabil avea români transilvăneni în rânduri și ce este cel mai trist este că deseori românii trăgeau în alți români. Evident, existau și câțiva soldați care nu doreau să lupte împotriva patriei mamă și aceștia erau clasificați drept trădători și apoi executați. Acesta a fost cazul ofițerului Emil Rebreanu, fratele lui Liviu Rebreanu, care a luptat în Italia, pe frontul rusesc, și când a fost să lupte împotriva fraților români, a încercat să dezerteze cu niște planuri, însă a fost prins, judecat de tribunalul militar și apoi spânzurat. Înainte să fie executat, Emil Rebreanu și-a bruscat călăul și apoi a strigat „Trăiască România Mare!” într-un ultim gest de sfidare. Toată povestea lui a fost inspirația fratelui său să scrie „Pădurea spânzuraților”. Pierderile românești au fost mari, 165.000 de morți și peste 145.000 de prizonieri, iar de armament ce să mai vorbim? În numai câteva luni, teritoriul României fusese redus la o treime, totul din cauza unui set de factori nefaști, echipare deplorabilă, ordine contradictorii și organizare făcută de mântuială. Dar vorba românească, bine că au fost optimiști. Mai intra în calcul și inactivitatea deasă a trupelor rusești și doar când situația era disperată au început și ele să lupte ca să-și scape blana. Dar și comandanții puterilor centrale erau comandanți competenți. Oricum, Berthelot încă mai credea în victoria României și deja antrena alți soldați. Dacă românii aveau visul Marii Uniri la începutul războiului, puteau deja să-și ia adio, iar aliații la un eventual tratat de pace, probabil că nici măcar nu aveau să ia pe români în calcul. Doar ei, francezii, englezii și ceilalți aliați, rezistaseră 2 ani de zile împotriva atacurilor sălbatice date de nemți. Iar România, deși promitea multe, în doar câteva luni era în colaps absolut. Totuși, având în vedere toate condițiile enumerate mai sus, a rezista câteva luni în fața unui inamic net superior este chiar un act eroic. Civilii însă au avut de îndurat cele mai mari greutăți, mulți ajungând cerșetori în propria țară, în timp ce câțiva oameni de rang înalt rechiziționaseră camioane și trenuri pentru a-și salva bunurile personale, în loc să salveze oameni în timpul retragerii. Dar lucrurile aveau să se schimbe. Așa se termină anul 1916 pentru regatul României, însă 1917 este altă poveste. În episodul următor continuăm cu ce a mai rămas din 1916 ca să trecem în sfârșit la 1917 pentru mari bătălii de pe toate fronturile și mai ales pentru zona de foc. Mărășești, Mărăști, Oituz.
Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!